Kim Jong-un și-a spus fica la lansări de la Chete. Fata este văzută tot mai mult drept moștenitoarea dictatorului de la Fenian. Totodată, liderul nord nu s-a sfârșit să facă noi amenințări la adresa Coreei de Sud. Kim Jong-un a apărut în public împreună cu urmașa sa. Despre fetiță se crede că se numește Kim ju ae și ar avea în jur de 10 ani. Apariția celor doi are loc în contextul în care liderul de la Fenian a supervizat noi lansări de rachete și a aruncat amenințări spre vecinul sud coreean Dictatorul ar fi ordonat armatei să intensifice exercițiile de descurajare și chiar să fie gata să răspundă unui război adevărat dacă este necesar. Totodată el a susținut că demonstrația de forță a dovedit că Capacitățile țării. Forțele Armate Sud Coreene au confirmat lansarea unei noi rachete de către Nord, spunând că este posibil să fie vorba de mai multe trageri din aceeași zonă. Fica lui Kim Jong-un a apărut la mai multe evenimente ale forțelor armate de când a fost prezentată pentru prima dată la o testare de rachete în noiembrie. Evenimentele și descrierile tot mai elevate ale fetei în mas media de stat ar arăta lumii că regimul de la Fenian nu are intenția să-și predea armele nucleare. Aceste sunt văzute drept cea mai puternică garanție asupra viețuirii și extinderii dinastiei. Reacția sud-coreană nu s-a lăsat așteptată. Președintele Yoon Suk-yeol a declarat că țara sa va intensifica exercițiile militare combinate cu Statele Unite pentru a descuraja amenințările nucleare și cu rachete ale Nordului. Unele dintre cele mai noi arme cu rază scurtă ale Nordului care vizează Corea de Sud includ lansatoare de rachete multiple de mari dimensiuni. Despre acestea, experții spun că fac neclare deosebit dintre artilerie și sistemele de rachete balistice. Toate acestea vin pe fondul unor testări suplimentare în 2023. După ce în 2022 Nordul a stabilit un record de lansări de rachete.